Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face astăzi o etalare interactivă cu două versiuni drăguții mei, cu întrebarea dacă acest om mai merită efortul dumneavoastră sau dacă va mai fi prezent în viața dumneavoastră vreodată. Am invitat, ca de obicei, cele două protagoniste din căsuța mea. Am invitat-o pe Zâna Căpșunică și pe Zâna... Ciupercuță, așa că am să vă rog frumos să alegeți una dintre aceste două zile în funcție de inspirația dumneavoastră de moment și vom face această etalare cu două versiuni pentru a vedea ce se întâmplă cu această persoană. Dragii mei, este o etalare generală, ca de obicei am să spun, chiar dacă are două versiuni, luați doar ceea ce se potrivește cu dumneavoastră, iar dacă doriți etalări personalizate, vă aștept la datele mele de contact de mai jos de sub video, din descriere. Drăguților! Uh, am să încep cu zâna căpșunică, așa că am să o invit pe zâna ciupercuță să ne părăsească pentru câteva zeci de minute și haideți să vedem ce ne spune oracolul pentru cei care ați ales zâna căpșunică. Haideți să vedem ce vrea ea să ne transmită și care sunt, uh, să spunem, situațiile, mesajele și tot ceea ce este legat de această persoană. Mai vine ea vreodată în viața dumneavoastră și vă mai merită sau nu? Haideți să vedem, dragii mei, pentru cei care ați ales versiunea 1. Haideți să vedem ce ne spune. Drăguților, oracolul ne-a ieșit așa. Ne-a ieșit. Uh, un Valentin, un Sfântul Valentin ciudat, la modul dragostea este ciudată. Dragii mei, această energie, îmi spune că mulți dintre dumneavoastră iubiți persoane, să spunem, nepotrivite, persoane care v-au ajuns în viață întâmplător sau în anumite situații în care dumneavoastră la acel moment le-ați văzut poate perfecte sau uh, pur și simplu va conveni situația în care v-ați cunoscut pentru că era ceea ce aveați nevoie la acel moment. Din păcate, aceste persoane nu sunt chiar potrivite pentru dumneavoastră și aici există o mare diferență de caracter. Cu toate acestea, sigur, dragostea este ceva care în mod normal atunci când ne apare în viață este de apreciat pentru că și să stăm singuri și triști iarăși nu este o soluție. Oricum, cartea aceasta de oracol ne indică faptul că nu suntem exact cu persoanele cele mai adecvate lângă noi da? și asta nu înseamnă că nu ne putem iubi cu ei dacă suntem atât de diferiți. Dar totuși este ceva ca care nu vă convine aici la această persoană. Dragii mei, am să las deoparte oracolul și haideți să vedem ce ne spun și cărticelele pentru zâna căpșunică, pentru cei care ați ales zâna căpșunică. Haideți să vedem ce se întâmplă cu cei care ați ales prima versiune. Haideți să vedem, dragii mei. Ce mai simte omul ăsta? Mai merită dragostea dumneavoastră? Va mai fi vreodată prezent în viața dumneavoastră? Pentru că avem aici foarte multe necunoscute, sau cel puțin în momentul ăsta simt că dumneavoastră nu ați, uh, cum să zic, nu vi s-a răspuns la toate întrebările vis-a-vis -vis de această persoană. Haideți să vedem ce se întâmplă cu acest om. O să le pun așa ca să se vadă, o să mișc imediat camera. Așa, dragii mei, ca să vedeți dumneavoastră perfect cărticelele, ce se întâmplă cu această persoană din viața dumneavoastră. Uh, am să cobor un pic camera, cu permisul dumneavoastră, așa, ca să se poată vedea mai bine. Pentru cei care ați ales Zâna Căpșunică, dragii mei, haideți să vedem ce ne spun cărțile de tarot. Eu văd așa că pentru cei care ați ales această opțiune, omul acesta, pentru mulți dintre dumneavoastră să știți că a luat un alt drum sau cel puțin la un moment, a fost o separare, o îndepărtare... Uh, să spunem că acest om a mai avut opțiuni și nu a stat lângă dumneavoastră până la capăt. Deci văd de aici că pentru mulți este o situație de despărțire, de îndepărtare sau pur și simplu nu mai comunicați. Cu toate acestea, dragii mei, apar niște vești sau un mesaj care va ajunge de la această persoană sau legat de această persoană, sau poate pe rețelele sociale veți vedea ceva legat despre viața lui de acum. Niște lucruri care vă vor clarifica multe uh, necunoscute pe care le-ați avut de la uh, despărțirea, să spunem, îndepărtarea, răcirea sau cum vreți să o numiți cu această persoană. De ce spun asta? Pentru că. Acest om, din păcate, îi place libertatea, face cam ce vrea, umblă pe unde vrea, face cam totul de capul lui, să știți, și este o persoană destul de liberă mental, care nu îi place să fie controlată de nimeni. Ce mai văd este că Face cel taie capul și probabil că este și uh, posibil să călătorească mult pentru unii sau să existe, dragii mei, distanță între dumneavoastră. Ori este în alt oraș, ori este în altă țară sau într-o incintă unde dumneavoastră nu aveți acces. Da? Uh, este posibil să se gândească și el foarte mult la dumneavoastră, pentru că emoțional văd aici că încă simte. Deși mulți dintre dumneavoastră ați încercat să trăiți fără să vă mai gândiți la el în ultima perioadă, se pare că. Din când în când, vă vin din nou gânduri despre acest om și ceva nu vă lasă să ieșiți din această energie. Mulți v-ați găsit preocupări, văd că v-ați îngropat în muncă, poate vă ocupați mai mult de copii, unii ați fost în vacanță sau, dragii mei, ați făcut orice ca să nu vă mai gândiți la această situație. Cu toate acestea, văd că este clar că uh, mintea și sufletul noastră este încă la el, pentru că mulți aveți aici încă conexiunea energetică cu această persoană. Ce mai simt este că. Uh, clar, văd aici că unii spuneți că dacă acest om ar vrea să vină, de exemplu, mâine înapoi, cum majoritatea sunt plecați sau îndepărtați, uh, nu o să mai acceptați aceleași compromisuri. Se pare că comportamentul acestui om a fost puțin suportabil în ultimele săptămâni de relație pentru unii dintre dumneavoastră. Și mulți aici spuneți: decât să mai vină cum a plecat, mai bine să nu mai vină. Este clar că vă este teamă de a se repeta același pattern, aceeași situație și să nu mai treceți iară prin aceleași dureri. Eu cred că au existat sentimente, clar această persoană v-a iubit sau ați iubit-o sau au fost sentimente din partea la amândoi, dar să știți că simt că această persoană este totuși nehotărâtă, are o anumită lipsă de interes pentru ceva prea serios sau poate unii uh, uh, pur și simplu au avut senzația aceea de frică de a continua să meargă la ceva mai serios sau la următorul nivel. Plus, că aici mai văd că unii dintre cei despre care vorbim, dragii mei, aveau și alte responsabilități. Da nu prea vă vedea pe dumneavoastră numărul 1 într-o ecuație în care erau mai mult de doi. Ceea ce mai simt este că mulți nu prea ați reușit să fiți fericiți în nicio situație ulterioară. Mai bine spus, pentru că știți cum e, încercăm toți să luptăm cu lucruri în viața asta. Eu văd că după plecarea acestei persoane, ați încercat să vă răciți și dumneavoastră, să vă îndepărtați, dar nu prea se poate. Este ceva acolo ca o legătură karmică toxică sau cum vreți dumneavoastră să o numiți, dar parcă vă lipsește aerul din piept atunci când nu știți ce face. Eu cred că ați încercat unii să intrați în relații. Mă refer la relații noi, dragii mei, nu știu, poate v-ați împrieteni cu cineva, ați ieșit la o cafea cu cineva, ați încercat pur și simplu să aveți o relație cu un om nou. Ceea ce văd aici este că nu a funcționat, pentru că, într-un fel sau altul, dumneavoastră tot cu gândul la celălalt sau la fostul, ca să spunem așa, erați. Vă costă foarte mult să avansați sau să uh, fiți sinceri cu dumneavoastră, pentru că e clar că omul acesta pentru ceva va lăsa, ceea ce lucru va durut foarte mult. Și chiar dacă a fost foarte mult orgoliu la mijloc, încă dumneavoastră simțiți multă iubire. Se pare că omul acesta pentru unii e posibil să fie, dragii mei, și într-o altă relație, iar dumneavoastră Vă tot gândiți mereu la faptul că e cu celălalt, cu cealaltă și că nu sunteți dumneavoastră la pieptul lor, da? Deci este o durere foarte mare pentru că mereu au fost aici niște rivalități cu care dumneavoastră a trebuit să mitigați mult timp, da? Deci ați negociat, să spunem cu acest om, multe lucruri și nu prea făcea ce promitea. Problema e că pentru omul acesta... Nu prea s-a schimbat, să știți, situația e cam aceeași și acest lucru vă deranjează pentru că încă nu aveți semnale de viață de la el sau pur și simplu încă nu vine pentru a da niște explicații. Deci nu puteți da drumul acestei conexiuni, dar nici nu puteți trăi cu ea. Ce mai văd aici este că le veți da niște oportunități acestor oameni. De ce spun asta? pentru că va exista într-un anumit moment, nu chiar acum un pic mai târziu, oportunitatea să vă reîntâlniți față în față sau ca acest om să vă caute. Dragii mei, este clar că aici dumneavoastră o să spuneți clar ce vă deranjează și cu siguranță atunci când se va apropia veți ști ceea ce aveți de făcut. Mai văd aici că acest om se pare că e un foarte bun strateg. De ce spune asta? A avut foarte multă manipulare, să știți, din partea lui, și cred că este o persoană care va încerca să vă convingă, așa cum a făcut și în trecut, într-un viitor apropiat, doar ca să vă convingă că s-a schimbat și că vine înapoi. Drăguților, nu știu dacă trebuie să credeți neapărat 100% în acest om, pentru că, în general, pisica nu pisica. Iertați-mă, lupul își schimbă părul, dar năravul, ba, nu știu ce mi-a venit cuvântul pisică în cap, dar cred că mă gândeam la o felină. Deci, ideea de felină, iarăși, ideea de felină, dragii mei, multă trădare, multă grijă, multă atenție, pentru că această energie care mi-a venit acum în gură este pur și simplu că mă gândesc că omul ăsta are un pic de două fețe și se comportă ca ca Da, știu ce am vrut să spun cu pisica, cu pisica blândă zgârie rău. Deci, aveți grijă că ceva nu văd uh, în regulă. Adică, este un om foarte fermecător, este un om foarte bun când vrea, dar își ia și manipulează la nivelul la care poate și vrea să convingă oamenii de lângă el așa cum îi place lui. Deci, nu vă lăsați aici în mâinile cuiva pentru care sunteți o jucărioară. Dragii mei, în cazul în care compromisul va fi acceptat sau nu de acest om sau de dumneavoastră, eu cred că mulți aici va trebui să luați parte. Bună a ceea ce a fost și să hotărâți sincer ce vreți de azi, de azi înainte cu acest partener problematic, pentru că eu văd că omul ăsta nu se schimbă, vine cam în aceeași energie, așa că dumneavoastră deschideți foarte tare ochișorii. Haideți să vedem și cu ce litere ne confruntăm astăzi, cam la ce persoane ne referim pentru zâna căpșunică. Haideți să vedem cu ce litere încep numele acestor persoane. Am scos câteva litere, haideți să vedem. Avem așa. Avem T, avem T de la Tudor, Tatiana, avem G, Gabriel, Gina, avem I, Ion, Ioana, Irina, avem V, Valentin, Virgil, avem S, Simona, Stan, avem N, Niculae, Niculina, Nicoleta, dumneavoastră știți cine sunt iubiții dumneavoastră. Avem și litera A, drăguților, care este o literă universală, sunt majoritatea numelor cu ea. Avem și litera C și mai avem și litera, uh, iertați-mă, G. Cred că am mai spus-o mai devreme, dar dacă n-am spus-o o mai spun o odată, G de la Gabriela, da? Așa, sau Gheorghe. Iubiții mei, uh, cam acestea au fost literele pentru prima... Uh, Opțiune pentru zâna căpșunică. Vom strânge acum cărticelele ca să facem loc celei de-a doua protagoniste din această zi. Am să o schimb pe căpșunică cu zâna ciupercuță. O să schimbăm și oracolul pentru că va trebui să tragem o altă cărticică și haideți să vedem ce ne spune oracolul pentru cei care alegeți, dragii mei, sau începem acum să ne uităm zâna căpșunică ce simte acest om, va mai fi vreodată prezent în viața dumneavoastră și care sunt energiile și gândurile sale. Haideți să vedem ce se întâmplă. O să tragem la fel. Stați că am scos două din greșeală o singură energie. Haideți să vedem ce ne spune acest oracol cu energia. Spune așa. Moartea și cu fecioara. Dragii mei, invazie, legături care nu vă fac bine și dominări. Da? Deci am senzația că vorbim exact de toxicitatea aceea... Cartea aceasta, de fapt oracolul acesta, e de să o spun cu alte cuvinte, că încerc să-mi găsesc cuvintele, este exact similarul diavolului. Adică, în momentul în care stați lângă o persoană toxică, de care vă simțiți extrem de legată, extrem de dependentă, domn sau doamne, dar luați ceea ce vi se potrivește în funcție de gen. Dragii mei, este o relație care mănâncă la propriu din energia dumneavoastră, care vă face extrem de rău, da? este moartea și fecioara. Exact cum vedeți, este un contrast total. Moartea care este cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla și fecioara care este o persoană inocentă, plină de bunătate și cu lacrimi în ochi, da? Deci dacă stați în aceste situații în viață, vă rog eu frumos, nu mai stați, pentru că este o energie extrem de urâtă, extrem de urâtă, da? Este una din cărțile de oracol care cel mai puțin îmi place. Haideți să vedem acum ce ne spun și cărticelele, poate avem vești un pic mai bune. În caz că se leagă cu această energie, va trebui să știți ce aveți de făcut, dragii mei, pentru că nu este de joacă cu acești oameni, cu acești vampiri energetici, cu aceste persoane care vin doar să ne, să ne facă rău în viața asta, da? Deci chiar dacă iubim foarte mult, chiar dacă suntem dispuși la orice pentru ei, chiar dacă facem sacrificii, dragii mei, nu, nu sunteți pe calea cea bună și n-ar trebui să acceptați așa ceva, da? Deci haideți să vedem ce ne spun acum și carticelele normale. Pentru că în momentul în care le avem toate, putem să facem o poveste și să vedem care este situația cu acest om. Bun, drăguților, am să las carticelele aici. Așa. Haideți să vedem. Bun. Dragii mei, dragi, pentru varianta numărul 2. Deja am început cu, cu un picior înainte cu acest oracol care m-a întristat un pic, dar știți cum e. Întotdeauna trebuie spuse lucrurile pe nume și adevărul, pentru că nu suntem aici să spunem povești. Adică, cel puțin eu. Am pretenția sinceră că atunci când povestesc ceva, din ceea ce văd eu în cărțile de tarot, să fie cât mai aproape de realitate și indiferent cât de dur pare, ceea ce știu că toți oamenii care m-au ascultat și care au avut deja etalări private cu mine au apreciat foarte mult și vă pup și vă mulțumesc la toți care m-ați uh, contactat și mulțumesc tuturor care se uită și care o să mă contactați și mulțumesc tuturor care s-au abonat la canal și îmi lasă comentarii și opinii atât de frumoase în fiecare zi. Dragii mei, tuturor, dragilor, uh, da, eu prefer să spun lucrurile așa cum le văd, chiar dacă sunt mai dure și chiar dacă sunt mai, uh, să spunem, contondente, pentru că eu cred că, de minciuni frumoase, că trăim uh, fericiți până la adânci bătrânești și o să avem șase copii, suntem cu toții sătul da? Uh, poveștile acelea existau în cărțile cu Hara Palba, aici vorbim despre lucruri mult mai uh, serioase. Drăguților, haideți să începem și pentru cei care ați ales, uh, Zâna Căpșunică, invitata mea de astăzi, numărul 2, bineînțeles, varianta numărul 2. Eu cred aici că aveți de-a face cu foarte multe conflicte. După cum vedeți în această relație despre acest om despre care vorbim la opțiunea 2, este clar că e cineva care a terminat relația cu dumneavoastră, dar a terminat-o urât, dragii mei. A trecut prin iad cu acest om. De ce spun asta? Pentru că văd aici o mare dezamăgire sau, mai bine spus, dumneavoastră ați fost cel dezamăgit, cel lăsat la pământ. Eu cred că ori ați avut o mare neînțelegere. Ori a fost un scandal, ori au fost discuții și reproșuri, pentru că uh, e posibil ca persoana asta să vă fie necăjit cu ceva, iar pentru unii, doar pentru unii, e posibil ca acest om să fi plecat de pe o zi pe alta, da? Plecările acestea de pe o zi pe alta, dragii mei, întotdeauna am explicat ce am povestit, nu se fac de pe o zi pe alta nici în glumă. Deci dacă omul acela s-a mutat cu altcineva sau a plecat la altcineva, credeți-mă că deja vă puneau coarnele prin spate de mult timp, da? Deci nu te muți de pe o zi pe alta la un amant, la o amantă, la un vecin sau la un om pe care, să spunem, nu-l cunoști de nicăieri. Adică gândiți-vă dacă ați plecat dumneavoastră de acasă mâine cu bocceluța, cât de repede v-ați mutat la cineva pe care nu-l cunoașteți deloc. Nu există așa ceva, da? Deci, numai din asta ne dăm seama de minciunile și de trădările celor care stau pe lângă noi. Eu văd aici că. Au fost lucruri foarte urâte și această persoană se pare că nu este o persoană, dragii mei, care se conformeze cu o viață normală. Este, După cum vedeți, avem și regele de spade. Este un om conflictiv, este un om complicat, este un om care nu face decât ce vrea el, cum vrea el și în maniera în care vrea el. Și probabil că acest lucru va a consumat enorm pentru că dumneavoastră ați fost, să spunem, cel bun în această relație. E cineva care poate, acum este la distanță de dumneavoastră, trește undeva prin lume sau călătorește mult sau chiar dacă este undeva aproape ca și cum nu vă mai cunoașteți, nu vrea să mai știe nimic de dumneavoastră. Și și dacă stă peste stradă, dragii mei, se poartă ca un străin sau văd aici că comunicați puțin spre deloc. Sigur, dumneavoastră l-ați văzut pe omul acesta ca pe soarele de pe cer, este posibil el să aibă copii sau dumneavoastră să aveți copii pentru că această carte soarele se referă și la așa ceva. Oricum, ceea ce văd aici este că omul acesta este suferind obosit, nu a luat drumul corect, vine cu foarte, foarte multă karmă negativă, dragii mei, pentru că v-a făcut și dumneavoastră rău, v-a făcut și viața amară la momentul acela, după care și acolo unde s-a dus, să știți, nici acolo nu se trăiește pe roze cu el. Eu cred că nu vă merită, pentru că a fost uh, eratic și distrugător, chiar văd aici situații și vă rog să mă iertați pentru unii, cred că a fost și materialist. Ori e posibil să se fi dus, poate, dragii mei, înapoi la cineva cu care avea o afacere, o casă, interes de mașini, de bani, de bancă, deci nu neapărat o altă familie. Pentru unii, da, a fost o altă familie, dar în principiu s-a dus pentru niște interese personale și l-a durut undeva de dumneavoastră. Este, cred eu aici, posibil ca această persoană totuși să știți să-și fi luat și el țeapa vieții, pentru că știți cum e, se întoarce totul la un moment dat. Eu cred că nu este fericit pentru că nu se poate bucura de alte lucruri pentru sufletul lui rănit decât de poate de partea financiară. Vă spun din suflet că aici văd foarte multe persoane materialiste, deci foarte multe persoane care au pus, sau în general vorbim, chiar dacă nu sunt materialiștii aceia tipici cu banii, sunt cei care pun pe primul loc... Uh, Orice altceva, mai puțin persoanele, da? Eu cred că. A venit momentul ca acest om, drăguților, să plătească și el o factură vis-a-vis uh, -vis de ceea ce a făcut. Ce simte? Da, simte pentru dumneavoastră sau mai simte pentru dumneavoastră ceva. Însă văd aici clar că dumneavoastră nu prea mai vreți să aveți de-a face nimic cu acest individ, deși poate pentru mulți aici încă îl mai țineți în sufletul dumneavoastră și mai aveți speranța să se întoarcă. De ce spun asta? Pentru că cred că ați fost... Uh, Folosiți, răniți, umiliți de această persoană și uh, s-a mai întors de câteva ori la dumneavoastră sau ați mai avut un dute vinul, așa cu acest om. Au existat multe regrete și credeți-mă că în acest moment e ca și cum el cumva recapacitează, își dă seama ce ați însemnat pentru el și poate va încerca acolo o nouă strategie de întoarcere. Uh, mulți să știți că v-au vândut aici pe puțin arginți, cum se spune, cam Biblie, iar în loc să lupte pentru dumneavoastră și pentru relația dumneavoastră, au preferat alte conexiuni, munca, banii, zona de confort sau chiar cu lașitatea specifică, au preferat să stea departe și de o parte chiar și la nivelul singur, da? Ceea ce clar este că acest om, deși se va întoarce la un moment, dragii mei, în viața dumneavoastră și va cere cumva reluarea acestei relații, nu prea văd eu cum dumneavoastră să mai aveți încrederea aceea extraordinară care ați avut-o la început. De ce spun asta? Pentru că simt că unii aveți de-a face poate cu o situație din care n-ați avut cum să ieșiți sau ați fost obligați prin faptul că aveați copii punând în oglindă această situație cu acest om. Deci n-ați putut să scăpați pentru că nu aveați cum. Însă, dacă vorbim de situații inverse, el s-a dus la o altă familie, să spunem, nu la dumneavoastră, este clar că nici soții, soțiile acestor oameni sau partenerii nu au avut parte de prea multă fericire. Pentru că, independent de că au fost căsătoriți sau nu, eu cred că dumneavoastră clar aici nu nu o să vreți să vă întoarceți la cineva, dragii mei, care nu se schimbă, că nu se schimbă omul ăsta, este aceeași Marie cu altă pălărie. Eu cred că mulți nu vreți să vă mai întoarceți la suferință, masochism emoțional și tot ceea ce, -a ce această persoană v-a dat în trecut. Sunt niște lecții de viață foarte dureroase, îmi cer scuze, dar să știți că aici văd iarăși suflete pereche, cel puțin conexiunea cu niște suflete cu care ați avut ceva de împărțit și au venit pe linie karmică ca niște pedepse. Este multă chimie, sexualitate, nu o să vă mint, dar eu cred că de câte ori o să vă gândiți la persoana asta, aveți ca un nod în gât, pentru că eu văd că tarotul spune clar, dragii mei, că această relație, chiar dacă o reluați la un moment dat, chiar dacă îi primiți, chiar dacă încercați să iertați, dragii mei, aceste persoane vor repeta același Patron. Adică, o să vă convingeți final și într-un fel îmi pare bine, pentru că văd aici că mulți poate vezi deschide din nou ușa, brațele poarta. Și cu toate acestea, vă veți convinge singuri care este situația, va fi un final. O să vă desprindeți energetic și probabil că numai așa vă veți putea continua viața liniștiți și împăcați, dragii mei. Eu cred că aici fiecare va lua deciziile necesare. Pentru că, da, văd încă multe sentimente, văd încă uh, multă putere din partea dumneavoastră, dar pentru unii văd aici clar că nu o să mai faceți nici o mișcare. Ați fost destul de uh, puși la pământ la acel moment ca să puteți să mai reluați ceva, dragilor. Bun, haideți să vedem acum și despre ce litere vorbim despre acești oameni. Cam despre cine vorbim ca nume, am să aleg iară câteva litere. Haideți să vedem ce litere am ales, mi-a mai sărit una pe aici. Deci avem așa. Și am să mai scot câteva că și ieșit puține. Perfect. Acum avem toate literele. Dragii mei, avem aici iarăși litera V. Deci oameni care încep numele lor cu litera V, avem C, avem T de la Tudor, Tatiana, avem I, mai avem aici un M, avem și litera M, dragii mei, avem litera D, Daniela, Dan, Dumitru și avem și litera A. Deci iarăși persoane cu litera A. Dragii mei, cam aceasta a fost și a doua etalare pentru dumneavoastră pentru astăzi. Eu sper să vă fi ajutat cele două etalări și să fie ales cât se poate de bine. Știți care sunt sfaturile cărticelilor de tarot. Așa că eu vă mulțumesc mult de tot. Dați-mi like-uri dacă vreți, comentarii, sigur sugestii, orice doriți dumneavoastră. Abonați-vă dacă vă place canalul și ne vedem cu drag data viitoare. Vă pup! Pa, pa!